Am vrut să plec la explorat, însă mi-am dat seama că nu am destul spațiu în inventar pentru o nouă aventură, așa că mă întorc acasă pentru a crafta acest backpack. Acestea fiind spuse, bine te-am găsit la un nou videoclip pe modpack-ul Prominence 2 RPG. Pentru backpack am, cred că, tot ceea ce-mi trebuie în afară de sticlă, adică o bucată de gold, niște fier, așa, din zona asta mi-ar trebui 3 bucăți de lână și 4 bucăți de piele plus un cufăr, cred, dar lemnul pot să-l iau foarte ușor din copăcelul ăsta, iar până fac asta am să te las cu un mesaj de la partenerul nostru. Gamivo ține cu tine, prețuri mici pentru oricine, mai multe detalii în descriere. 6 oak loguri sunt mai mult decât suficiente, voi crafta de început acest cufăr și apoi să fie acolo niște bețe. Așa, 4 bucăți de piele, cufărul aurul și lipsesc 12 bucăți de sticlă, văzusem exact aici niște nisip. Hai să te rung pe tine, fix lângă biserica asta, ok, hai că se adună, dar am și la asta minus 2 rici, dezastru pot spune, dar încet încet voi găsi niște unelte mult mai bune. Ce-am găsit aici? Grubs. Cumva ceva viermi, nu vreau să pescuiesc, mulțumesc, nu mă ajută la nimic viermii ăia. Și acum voi pune la prăjit, zic că am un furnace sus poate? Bă, nu-mi zice că n-am niciun furnace în casa asta. Nu, astea erau acolo, sus, ia ziceți băieții, un furnace n-aveți și voi, hai, eu mai sărac ca voi, voi mai săraci ca mine. Bun, piatră, piatră, ar trebui să găsesc în zona aia sau... nu pot lua de acolo. Piatră prin apropiere, vă rog eu, ca să nu merg departe, pentru a crafta, ai uite acolo, perfect, pentru a crafta două furnace-uri. Și la copacul ăsta, eu l-am tot văzut, dar e ceva cu el? Nu, deci e numai un copac așa să fie. Ia uite, piatră, perfect, n-am de mers departe. Câte bucăți ies? Zic că 8, dacă 8, eu sunt fericit. Atât, nu 8, nu? Ba, fix 8, Doamne ajută. Și un furnace se descurcă să prăjească 12 bucăți de nisip cărbune, 2 bucăți ar trebui să-mi ajungă și deja vine noaptea, 7 zile imediat, asta da. Bun, ia dă-mi aici furnace-ul, îl voi pune, nici nu știu, acolo da, ar trebui să fie ok și dăm 2 bucăți de cărbune plus îmi trebuie 2 popiuri, dacă găsesc ar fi extraordinar. Să le iau la înapoi. Ia zi, prietene, aveți pe aici niște flori? Nu-mi trebuie mult, ia uite. Da, stai că aleas red mushroom. Popiurile sunt pe cealaltă parte. Dar cred că merge și cu un... A, uite, un rosebush. Perfect, hai la rosebush-ul ăla. Ca să fac 2 bucăți de lână roșie. Atât, dăm de aici 2 bucăți și gata, da. A, se aude numai că se aude foarte încet. Am înțeles. Dar și jocul mi se pare că se aude mult mai încet decât ultima dată, nu știu de ce, oare trebuie să mă trec pe mine la 40? Cred că, sau am căștile date mai încet, orice e posibil, dar mă interesează în felul următor, să se prăjească aici la 12 bucăți, numai 4, dar între timp pot face un sleeping bag. Și acum, tu vii aici, tu vii în partea asta, 4 bucăți, și restul le voi, adică alea două tankuri le voi crafta în ăsta. Până un alta, ia dă-mi un topor. Ăsta e rar, nu cred că îmi dă un topor mai șmecher. Common, minus 1 rich, ceea ce e bine. Și vreau o lopățică, mai de Doamne ajută, da? E mai bună? Aoleo, minus 10% speed. Dacă mai craftez una, poate îmi dă ceva mai bun. Hai că e mai ok. Îi uncommon. O veni noaptea, le aruncăm pe astea și cam atât momentan. Mie îmi trebuie 4 bucăți de fier și ce să iau cu mine de pe aici? În afară de mâncare, dar nici mâncare. Eventual, nu știu, nu cred că merită să iau ceva anume cu mine. La voi cum merge, imediat îți gata. Mă bag atunci la somn și dis de dimineață plecăm în aventură. Ar merge un waystone aici. Dar din păcate nu am ender pearl-uri. Flint pot face rost lejer. Hai, 12 bucăți, în sfârșit, gata. Pot crafta liniștit
două glass tank-uri și un standard backpack. Iar cu fierul ăsta, patru bucăți, hai că facem direct de diamant. Deci, teoretic, în felul ăsta, îi dau upgrade la Iron, da? Iron Traveler's Backpack. Sau stai, Traveler's... Așa, Iron Tire Upgrade, hopa! Că eu văzusem altceva. Ca să-l fac de gold de diamant, îmi trebuie 4, deci într-un smithing table. No, dă-le astea înapoi și, teoretic, aici ar trebui să mai primesc câte ceva. First steps, chapters. To open the quest chapter screen, close this quest and move your cursor to the left. Each chapter has a different set of quests. Am înțeles. Acum mergem mai departe, am craftat un cufăr și îmi dă blank chest upgrade, gold ingot și... două backpack tank-uri pe care le-am craftat degeaba. Oricum e bine, o să am nevoie de mai multe backpack-uri pe parcurs. Și aici zice craft a chest upgradable via the iron chests mod. Ok. Și la backpack îmi explică lucruri, nu o să stau să citesc, sincer să fiu, pentru că nu mi se pare că merită atât de mult. Dăm blank upgrade-ul ăla și ca să-l folosesc îmi trebuie niște fier, după aia în smithing table. Da, păstrez fierul ăsta la mine. Voi lăsa totuși restul lucrurilor. Atât. Și glass tank-urile pune, da, backpack tank-urile pune-le acolo. Astea două rămân la mine. Și teoretic dacă mă uit, dacă îl țin în mână și dau click dreapta, se deschide. Voi lua și crafting table-ul cu mine. Putem scoate backpack-ul și am plecat la explorat. Succes, băieții. Salut, creeper-ule. Harta, cât am pus-o, am pus-o pe asta. Da, asta e harta, doar că nu mi-arată ca lumea. Mă voi duce în partea aceea și vedem noi ce se mai întâmplă pe drum. Hai, așa încet, în siguranță, pe apică, ar trebui să fie ok. Păi aia am bătut. Și ar trebui să găsesc o corabie, teoretic, dacă fac puțin dreapta. Sper numai să nu fie plină de pillager, ar fi destul de nașpa să se întâmple acest lucru. Corabie, da, e plină de pillager, atunci nu merită să-mi bat capul. Facem dreapta și direct acolo pe mal, da? Așa, dreapta pe lângă ei. Totuși sunt curios, să se ia blocați? Nu, ăștia să mai mișcă, din câte pot observa. Știu că era o problemă la ei. Rămâneau blocați, de fapt rămâneau, erau blocați în același loc. Ăla ce ar trebui să fie? Nu știu, cred că ceva ulei, poate țiței. Mă rog, nu contează, important e să ajung aici la mal. Și acum voi lua bărcuța cu mine. Gata, hai să mergem. Te lăsăm pe tine acolo. Și ce se întâmplă pe această insuliță? Ceva interesant? Ia ziceți, corbilor, găsim ceva interesant? Sau nimic, niște păsărele care cântă și cam atât momentan. Ce frumoși sunt copăcii ăștia, îmi plac. Ăștia chiar îmi plac cum arată. Așa mai înalți, poți trece pe lângă ei. Aș vrea toate pădurile să fie în felul ăsta. Mai înalte, să te plimbi prin ele așa fără probleme. Uite cât e un cufăr, mai găsești un măr. Eventual chiar să iau și pâinea aia. Iar acum mai în față puțin. Ceva pe hartă, se vede interesant, acolo pe stânga o căsuță. Hai la căsuța asta, cine știe ce se află înăuntru. Poate, niciun villager, nimic, deci e doar o căsuță normală. În cufărele astea, opa, ia uite ce am găsit aici. Eventual un arc care nu cred că e mai bun decât ceea ce am eu în momentul de față. Niște baloți și în ăsta multe oase, atât eventual de și astea. Ia uite, ce frumos merg toate acolo în backpack. Totuși, care e faza cu căsuța asta? E ceva de dwarf, e tare mică. Deci asta e numai dacă vrei tu să-ți faci o căsuță, mă rog, să te stabilești aici, nici măcar să-ți faci o căsuță. Ce se întâmplă? Oh, acolo ar trebui să fie, gata, știu, ăla e un loc șmecher. Ăla e un loc chiar foarte șmecher, salutare ciupercuțelor. E un loc foarte fain de unde mi-aș putea lua un căluț. Da, vedem noi când ajungem. Dacă îs și ceva călus pe acolo sau numai mob care să mă atace. Dar dacă mi-aduc bine aminte, e un hambar, nu e un hambar, e o casă. Bun, scoate sabia și vedem noi ce-i pe aici. Că arăta ca și o căsuță. Cine e înăuntru? Ei, salut!
Cineva? Măi, nimeni în momentul de față pe aici, ceea ce mă bucură. Nu trebuie să mă bat la etaj. Niciun spawner, nimic. Păi ia deschidele astea. Opa, am crezut că găsesc ceva ca lumea. Dar n-am găsit, din păcate, absolut nimic la capitolul armură. Bone chest plate. Ok, ăla-i cu verde. Totul ar trebui să fie cu albastru pe ele. Să nu fie cu roșu. Dar stai așa, dacă le iau ăsta și îl compar... Nu se compară ăsta de oase. Opa, Feral Claws. Cosmetics enable, așa. Increase the wearer attack speed equipping the gloved trinket. Superb, dă-l aici. A, mi l-o și pus. Aici la... Bă, unde... stai un pic. Unde s-o dus? Ăsta e proper. O să-l iau, poate e bun. L-am echipat direct? Băi, mi-o fugit. Mi-a fugit, dar nu știu dacă îl văd. Nu în partea asta. Player corruption. Empower corruption based abilities but descend into madness in the process. Da, mă, dar unde s-a dus? Sau nu-l văd eu. Normal ar fi trebuit să fie pe aici. Și sunetul ăsta nu înțeleg de ce e atât de încet. E chiar foarte ciudată treaba. E de la căști, oare? Nu e de la căști, s-o dat. Deci, e exact la fel ca ultima dată, însă se aude mai încet. Ok, dar nu înțeleg care-i faza cu... tripwire hook. Ceva pe aici, bubuie casa. Nu cred că bubuie nimic. Dar unde mi-a fugit alea? Păi, în backpack cumva? Nu în backpack. Cine mi-a furat alea? Că n-avea cum să-mi dispară. Vai, bine atunci, hai că mergem. În partea asta, eyeball fish, am făcut ceva advancement, life mending, deci se repară. Chest plate-ul, e din ăsta simplu, nu mă ajută cu nimic. Căscuța, ceva cu ea nu, buții, iar nimic cu ei. Mai departe, în camera asta, ei, salut, uite că l-avem pe Bebop, iui, ce tare e asta. Player head, ce drăguț. Și aici, tripwire hook. Căzute așa random, ciudat. Totuși, dăm tot ce înseamnă minereuri. Poțiuni, slowness, resistance, weakness. Nu mă ajută alea. Păi, dar voiam ăla, că era șmecher. Îmi creștea attack speed-ul. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. E chiar foarte ciudat. Pe aici ceva? Nu, nimic. Uite un tort, nu pot să mănânc. Smoker-ul ăsta nu mă ajută. Și aici, în fierărie. Ia ziceți băieții, aveți ceva ca lumea. Leading-ăt, tinning-ăt. Și ăsta are 5 armură plus 1 max health. Nu mă ajută atunci. Mai avem ceva. Chest plate-ul ăsta, văd că e basic. Deci cam atât. Băieții, vreau anvil-ul, stai așa. Foarte important. Quest complete, mulțumesc. Uite, încă un anvil. Și ca să nu mai stric eu alte chestii. Portal. Putem intra în nether pe aici? Ok, asta e nouă. Și sabia, ce zice? Zice că nu-mi dă nimic ca lumea. Deci avem lava, avem chestii. Lasă anvil-ul acolo. O grămadă de minereuri. Le-am luat să fie. Obsidian. Și lapisul ăsta plus aceste tom, acel tom. Cam atât. Cred că te arunc pe tine. Fier, da, ia uite. Privim partea bună. Dacă mai fac rost de o bucată de piele de pe undeva, ar trebui să pot upgrada folosind acest smithing table Viosdanul, ceea ce e superb. Dar, hai să te lăsăm pe tine și cred că îl pot upgrada cu toate lucrurile în el. Însă, e interesant portalul, dar e ciudat ce s-a întâmplat cu gheara aia. Aici jos e toaleta? Cu hârtie igienică. Păi, ce drăguț au făcut ăștia pe aici, îmi place. Îmi place cum o construi băieții căsuța. Și chiar e un loc în care ai sta. Exact despre ce vorbeam ultima dată. Când găsești o căsuță din asta, sau dacă ai găsit o căsuță din asta pe Minecraft-ul Vanilla, atunci n-ai mai avea de ce să-ți faci o casă. Ajungi acolo, pur și simplu te stabilești și nu-ți mai bați capul cu absolut nimic când vine vorba de construit. Totuși, aici ar trebui să fie un village mai în față, din câte văd, și ceva biome nou. Bă, stai un pic. Ăștia ar trebui să dropeze piele, da, am nimerit-o,
ăștia dropează piele. Și dacă le arunc așa, îmi dă backpack tire iron. Sper că rămâne tot un el. Da, rămâne tot un el. Mutat un pic, dar important e că rămân. Și pot să le aranjez mai bine puțin. Aia n-am nevoie de ea. Așa, stai să o și arunc. Cam atât. Cam atât ar trebui să fie ok. Cred că pot și dormi. L-am pus pe mine. Dar unde să pune? Știu că... Băi, unde s-o dus? Undeva trebuie să fie. L-am pierdut. L-am pierdut. Am dat să mi-l pun în spate. Teoretic, dacă dau shift click dreapta, ar trebui să-l pun undeva. Da? Mamă, dezastru. Dezastru cu backpack-ul ăsta. Deci așa îl pui în spate. Stai pe B. Dacă apăs să-l pot deschide și să-l scot. Așa se pune. M-am chinuit pentru un thumbnail. Cred că vreo 10 minute să-l pun. Și nu mi-am dat seama că nu se pune undeva anume, trebuie să-i dai tu. 375 power level. Asta înseamnă că pe undeva au ajuns ăla. N-am dat seama unde. Asta este. Acum noi să fim sănătoși. Pune scutul în mână și încolo către sătucul villagerilor. Poate mai am noroc și... Cum se făcea blank upgrade-ul ăla dacă tot suntem la capitolul... La capitolul backpack. 6 bucăți de piele. Ia uite că o să fie folositoare backpack tankurile astea. Dar îmi trebuie 6 bucăți de piele. Unde sunteți, băi? Ia ziceți, prăduitorilor. Atât, ar trebui să mă plătească băieții. Regește că i-am omorât mistreții. Că le-am omorât mistreții din apropiere. Și nu-i mai atacă nimeni. Carne și atât, na, asta este. Pune-l ăla acolo. Am și crafting table, acum îmi dau seama. În el. Ia uite, dragon. Care-i faza cu dragonașii ăștia micuți? Eu aia nu înțeleg. Mă atacă, nu mă atacă, mă pot apropia de el. Safe haven. Find a tavern. Așa, welcome to dungeons and tavern. Ok, deci asta e un mod. Și asta e o tavernă, să înțeleg, din modul respectiv. Dar găsim ceva interesant? Un quest book sau... Salutare! Pot, tu ești butcher pe aici. Bine, mă, dacă tu ești butcher. Ai ceva ca lumea prin cămăruțele astea? Uitat de ceilalți aventurieri sau nu? Văd că n-are nimic. Asta este. Hai totuși să mă uit. Call for Adventure. Acquire a Tavern Quest Map. Oh, ok. Stray Fortress Map. Aia da. Da-s la distanță. Și e aceeași? Da, îți dau la fel atunci. Voi lua numai una. Și o curiozitate. Dacă dau tab. Rarities and Reforging. Fac rost de un anvil și atunci îmi dă limestone chunk. Sincer, nu aș vrea să-l iau. Mai avem pe aici ceva? La collectibles. Hai să știm aici, da? Welcome, young collector, for here you see before... For here you see before you is a place where trinkets and accessories are gathered and admired by those around you. Are you up for the challenge? Da, is up for the challenge. Find the discs. Ok. Hello there, young music enthusiast. Consider that you are here, it means that you know that music is something we all need in our life. And these records are almost lost to time, but we can still salvage them. You must find them and listen to what they have to offer. Mulțumesc. Și acum am modded discs. Ok, aici îmi explică că există discuri modate. Și vreau să iau experiența de pe ăsta. Iar pe partea stângă îmi spune despre discurile vanilla. Your classic tunes that you can find. Ok, n-am găsit niciunul, dar le-am găsit pe astea din dreapta. Trinkets și artifacts. Am găsit ăsta, nu, night vision. Am găsit ceva trinket. Dar, ok, numai să le deblochez. Pe partea stângă, aici am găsit ceva. The thing, ok. You must find the things and collect them for your own benefit. You cannot give each trinket a name, just refer to them as a thing. Ok, deci astea sunt lucruri. Și jos, grave digger. Well, it's important to respect the graves of the dead. Finding cool remains is worth showing for display to showcase the history. Once you find them and use the brush to dig them out, give your respect. Bun, asta înseamnă că ar trebui să iau o bucată de cupru când o găsesc. Pentru a face... acea măturică. Dar până una alta,
Văd că nenea, cum te cheamă, bă? Ia zi, nenea Noe, arcolul Noe, ok. Nenea Noe n-are nimic interesant pe aici, așa că voi pleca și să mă uit mai în față, da? Teoretic în față putem merge. Era aici un portal? Asta este, dacă nu m-am uitat pe hartă înainte. Mă duc direct și poate găsim vreo structură ca lumea. Trebuie să iau un nord totuși. Hai să vedem în ce direcție e nordul. Încolo e vestul, deci încolo trebuie să merg pentru a găsi acel Stray Fortress. Între timp o să te bat pe tine, poate mai fac rost de ceva piele. Și mai în față, mai în față, spre dreapta, ar trebui să fie bine. Poate astăzi găsim și Stray Fortress-ul ăla. Dar momentan îs curios de biomurile noi, de structuri. E foarte important și explorat un mod pe ăsta ca să găsești lucruri ce te ajută. Pe mine acum m-ar ajuta niște, cum se numesc, niște văcuțe sau niște animale care dropiază piele. Aoleu, alei! Stai așa că se vede un alei acolo pe hartă. Ai într-un fortress de pillager. Ok, hai spre ei. Că teoretic, bine, fortress. Ceva tabără de pillager. Nu sunt așa mulți, sper numai că nu se spawnează în continuu. Ăsta îi fix în fața mea cu crossbow. Trage, bă! Ok, deci durează ceva până trage. Mă așteptam să tragă mult mai rapid gușterul ăsta. Încă unul mai în față. Hai că nu sunt atât de mulți, vă vreo 2-3 numai pe hartă. Și niciunul cu topor. Ăia cu topor dau cam mult damage. Ăștia alți îi batem așa rapid. Hai bre, să te rezolv. Deci unele chestii se aud mai tare, unele se aud mai încet. Dacă dăm la sunet, e greu până găsești sunetul potrivit. Blocuri 25, cred, vreme, ambianță, lasă-le așa. Bun, ce loot aveți voi pe aici? Alei ăștia, dacă intrăm la hartă, aș pune un checkpoint, ad alei. În cazul în care voi avea nevoie pe viitor, poate-s bun la ceva, cine știe, pune cu albastru, că... Și eu cu albastru, cu alb, că albastru deschis e căsuța. Acum, o, golden apple, boda proste, mulțumesc frumos. De asta iau și merele, pentru a crafta golden apple. Pe aici ceva interesant, knockback, poison cloud, ăsta n-are nimic. Prinăuntru, dar, ia uite aici, mamă, smithing template, două bucăți, corrupted eye, numai bun pentru când voi merge spre stronghold. Aici sus e ceva? Nu, e patul lor. Sabie. Arcane Spellblade. Care ești, mă? Bă, ăsta care faci urât. E acolo sus. Lasă, până să ajung eu să mă bat cu el, mai durează. Că aici e loot bun. Deci, avem 4 Advanced Circuit. Niște steel de la acolo. Un Battle of Enchantment. Îl iau cu mine. Corn. Facem un Advancement. Nu, n-am făcut nimic. Ăsta, nu știu ce să zic, dacă merită să-l iau. Goat. Horn, ok, ponder. Ăsta e șmecher, îl păstrez la mine. Și pe partea asta, ce se găsește? Sus la etaj văd un cufăr. Mai multe cufere. Ia uite încă un corrupted eye. Zinc ingot, nickel. Ești foarte multe chestii pe aici. Foarte multe minereuri. Și în partea asta încă unul tot ponder. Nașpa așa. Să iau niște flax seeds. Aoleu, dă-mi săgețile. Erau pe aici săgeți pe care nu le-am văzut? Nu. Dar crossbow ăla, dezastru cu el. Acolo sus am de ajuns. Ăla-i cu banner, bă, nu o să mă bag cu tine. Și văd că se spawnează pe aici prin apropiere. Așa că voi da o tură până aici sus cumva. Pot să merg? Da, un pic mai greu, dar pot urca. N-am depus blocuri și nimic interesant. Am înțeles. Atunci dă-i pe hartă și voi merge, nu încolo, voi merge spre nord, însă până un alta, da, să facem puțină curățenie prin inventar. O grămadă de ingături care nu știu exact ce îs, tin, zinc, o să le folosesc eu la ceva, mai mult ca sigur, și mai bine le adun pe parcurs. Advanced circuit, cam atâta momentan, steel ingot. Deci, le-o folosi eu până la urmă, dar acum am de coborât, mă iau prin copaci și nordul era încolo, nu? Da, încolo e nordul. Ar fi mers între toate modurile astea, 380, 400, ei zic că-s vreo 400
în joc scrie vreo 380, dar revenind la ceea ce voiam să zic, printre toate modurile astea 400, le-au fost lene băieților să adauge un Better F3, ca să scoți chestia aia, că e dezastru pe F3-ul ăsta. Și nu înțeleg de ce în Minecraft ai atât de multe lucruri. Pă bune, cui pasă de Botania, Noise Router, Biome Builder, pus o grămadă de chestii pe care nu le înțelege 90% dintre jucători, nu le înțeleg, sau dintre persoanele care se joacă, dar e acolo, dus să fie. Harta îmi zice că e ceva acolo pe stânga, stai un pic, că e ceva acolo. Ca aventurier nu pot lăsa ceva ce am văzut neexplorat, așa că mă duc încolo. Și aici e ceva, pe dreapta, poate numai niște munți, dar vedem noi. Harta zice că-s departe. Ia uite, ia uite mă, ce e acolo? Văd două vulpi, aia da. Și ce mai, un schelet. Mai mulți scheleți. Ok. M-aș, de fapt, mă pune soarele. Dar cred că mă pot bate cu ăștia, fără probleme. Oare cât de puternici sunt totuși scheleții? Că... ce acolo înăuntru? Spawner. Salut. Nu știu de ce nu spawnează Monster Spawner. Două. Bă, dacă nu spawnați, stai un pic, am stricat. N-am stricat dificultatea, jucăm pe normal. Înseamnă că trebuie să fie pe aici niște... Aoleo, da, da, știu care e faza cu ăsta, se spawnează destul de mulți. Acolo e încă un portal. Pot intra, dar trebuie să luminez întâi. Deci, hai că facem o schemă. Intrăm, luminăm și ne batem, da? Deci, pune acolo torța și dă-i pe ei, hai. Nu știu câtă viață au, ăsta văd că nu tare... Ah, iau damage, băieții. Uai, câți ies. De aia trebuie să fii atent în locurile astea. Uite câte spawner, open your skill tree. Imediat stai numai să sparg astea. Așa, l-am spart pe ăla. Uai, l-am spart și pe ăsta la alt. 4 spawnere. Deci, te-am rezolvat și pe tine. Sparge-l pe ăla de sus dacă ajungi la el. Și acum un pic de... Așa. Până la ăsta la alt, da? Am făcut ceva parkour. Pentru loot-ul ăsta, mai bine nu intram, dar măcar mi-a dat un skeleton skull să fie primit. Ia uite și un anvil pe care îl pot fura. La etaj mai îs spawnere. Că altfel nu era șolobanul ăsta aici. Da, ia uite cum coboară. Dar cred că la etaj îs numai 1-2 spawnere. Acolo e altceva. Tupici, dă unde e spawnerul. Nu-l văd. Deci înseamnă... mai sus un pic? Da, ia uite aici. Dar nu mai e spawnere. Deci înseamnă că alea au fost toate. Hai că mai cobor atunci. Îl bat pe gușterul ăsta. Vezi că ai căzut, bre. Ai căzut. Și mă voi băga un pic la somn după ce lutez totul. Ok, nu le poți închide nici deschide, că-s legate toate unul de celălalt. Multe mere, am înțeles. Anvilul ăla de jos clar nu-l las aici. Campfire. Și ce avem în zona asta? O bucată de fier, ok. Aici două emeralde. Mai pe sărăchie așa. Nu zic că am găsit ceva wow până acum, dar sus de tot este un enchanting table. Nu, e un lodestone, nu e un enchanting table. Un butoi acolo ascuns, trei bucăți de fier. Hai că suntem bine. Și aici sus mai e ceva. Eu priveliște șmecheră. Ce e acolo? Văd ceva șacali, nu știu, un fel de dragoni. Acolo multă lumină. Portalul ăla. Bine atunci. Ce mă interesează de aici? Busole, cărți, nu. Alt cufăr mai avem? Nu, astea au fost toate aparent. Hai la somn. Și dis de dimineață mă voi ocupa atunci de mini turnul ăsta de lângă. Poate acolo mai găsesc ceva. Dacă nu, iau cu mine anvilul ăla full și am plecat. Cam asta e ideea. Ia uite la colo. Deci, ok, o bucată de fier s-a ascundea. Astea le-am deschis, parcă. Da, hai aici. În ăsta poate-i ceva. Nu e absolut nimic. Erau numai alea două spawnere care nu știu de ce nu mergeau.
sincer să fiu, n-am nici cea mai vagă idee. Mai avem ceva jos în partea asta. Ce asta? Deep Slate Ruby. Ne trebuie rubin? Nu știu dacă ne trebuie. A, uite-l, bă. Uite că mai era ceva. Sparge-l ăla, sparge spawnerul și coforul zice pâinică. Ok, atunci lasă. Lasă să fie acolo, arunc totul. Lucrurile importante le voi băga aici. Și în teorie, hai să lăsăm și armura. O voi folosi eu la ceva. Anvil-urile se stachează acolo, 3 bucăți. În teorie, dacă dau tab la colectate, a, până nu fac asta, nu pot să-mi iau experiența pentru cap. Ok, atunci, lasă că se rezolvă cu altă ocazie. Asta am zis că nu vreau să le iau. Bine, mergem. Și încolo ar trebui să fie nordul. Ceva văcuțe pe drum? Nu, nicio văcuță pe drum. Asta este. Acolo în stânga văd ceva, în partea aia ceva piatră. Hai acolo la piatra aia. Până mergem și noi încet spre piatră să mai încarcă ceancurile. Și de aici direct în sus. Da, cum să dau volumul mai tare la mers? Că ăsta mă deranjează pe mine în momentul de față, că se aude cam încet. A, uite, Stony Peaks. Deci ăsta ar trebui să fie, după ce mă cațăr un pic, un biome de Stony Peaks. O luăm așa încetuc. Aoleo. Vezi niște creeper din modul catacombs. Aici pe dreapta, deci înseamnă că e întuneric. Mult fier. Nu cred că mă ajută în momentul de față. Pot să lutez cam tot ce am nevoie. Asta îmi place în Minecraft-ul modat, că nu ești obligat să mergi la minat. Poți merge în aventuri și găsești pe parcursul aventurilor minereuri. În felul ăsta nu-ți mai pierzi timpul. Aole, am crezut că nimeresc apa. În felul ăsta nu-ți mai pierzi timpul la minat. Te duci la minat în momentul în care ai nevoie de ceva mai important, să zicem așa, de diamante sau alte chestii. Dar pentru fier și aur e chiar plăcut că n-am de minat. Și din câte văd pe hartă, cred că e un sat la înălțime. Nu cred că e ceva jos. Sau? Hai că ajung imediat și aflu. Da, e ceva la înălțime. N-am fost până acum într-un sat din ăla, dar aș putea merge de curiozitate pentru a vedea dacă găsesc ceva. Stai un pic. Ia uite că-s căsuțe și chestii pe aici. Numai că e ceva și la înălțime. Bine, mergem întâi în căsuțele astea și după aia la înălțime. Ia uite ce șmecheră e asta. În asta chiar aș sta. Deci asta chiar arată bine. Mergem și în dungeonul ăla imediat. Dar momentan ce se află în căsuță? Deci, ia ziceți băieții, ceva ca lumea, poțiune. Tripwire hook-uri random, nu știu care e faza cu ele. Butoaiele astea goale. Și aici intrarea. Salutare, m-a speriat de armor stand-ul ăla. Avem ceva ca lumea? Nu, nimic interesant pe aici. Te luăm pe tine. Altceva. Mai sus un pic. Nu cred că se ascunde nimic pe aici. Ba uite, se ascunde poțiune de speed și poțiune de strength 2. Asta da, Doamne ajută, îmi place. Ce mai avem? Prin părțile astea un cufăr. Ia uite, Black Lotus. It emits strong magical vibes. Măi, te-am luat pe tine. Nu fugi, nu? Ca și ălalalt. Că celălalt a fugit și nu mi-a plăcut. Hai să băgăm un tort, nu strică mâncare. Și în backpack pot să le arunc pe toate astea. Deci, backpack, da? Zboară astea, zboară astea, alte și pe tine. Da, deci dacă îl pui, nu are un slot anume. Asta e ca să le aranjez. Nu știu unde s-a dus. Și era chiar un artefact bun. Că asta mă deranjează. Altfel, n-aș fi vorbit atât de mult despre el dacă nu era unul ca lumea. Dar m-ar fi ajutat, că attack speed-ul contează super mult în genul ăsta de modpack-uri. Și acum, care-i faza cu acest dungeon? Păi un turn, din câte pot observa, acolo intrarea și, de siguranță, tot timpul, înainte să intri undeva, ai pus patul, respawn point-ul și ziceți băieții ce se întâmplă pe aici. Pare foarte golaș locul ăsta. E un spawner de mana lich. Oare trebuie să-l păstrez? Ia uite, Glistil Ingot, Ancient Scroll, Mana Berries. Ok, astea-s drăguțe. Cred că n-ar mai trebui să sparg fiecare spawner pe care îl văd, că ăsta sună ca și cum mana lich era ceva destul de important
Nu acum neapărat, dar într-un punct din joc. Backpack-ul full, aia e. Și am plecat acum, tot așa spre nord și un pic spre stânga. Ce se vede pe hartă? Harta zice nimic. Atunci o luăm încet la plimbare. Fântânile astea nu înțeleg care e faza cu ele. Dacă arunc o bucată de gold sau un emerald, spawnează ceva, dropează ceva, nu-mi dau seama. Dar îs aici, ba și un clopot și mă duc mai departe. Foarte mulți scheleți în zona aia. Ceva pe stânga sau... a, nu, mi se pare. Avea forma asta mai conică și de aia în mintea mea se întâmplau chestii. Încă o fântână. Nu înțeleg care e faza cu fântânile astea total aleatorii. Adică înțeleg că într-un punct de roleplay ar avea sens. Că oamenii au mai construit fântâni în locurile în care au stat ca să aibă. Zicem că noptezi într-un loc, ai nevoie de apă, faci rost de... îți faci o fântână. Nu știu cine ar face asta, dar hei. Însă, Arcane Orb? Ok, să fie primit. Însă... nu știu, nu le văd sensul la atât de multe. Și asta ce face? Move normally while casting. Sharpness, spell haste. Eu o să-l iau. Nu știu cât de bun e, dar pare bun. Văd... aoleo, aoleo! Mă tot duceam acum. Văd pe hartă, nu mă uit la picioare. Cel mai important lucru, să te mai uiți și la picioare. Mai facem și stânga un pic. Deci acolo, un nord-vest din ăsta. Ar trebui să merg pentru a ajunge și ceva... aoleo, iară sub apă, pe bune. Hai că facem noi o schemă și intrăm în meteoritul ăsta, chiar dacă e sub apă. Deci, fix aici în față. Da, s-o dus. Ok, hai jos. Decât să merg pe stânga, la pillagerii ăia, în tabără, prefer să intru aici. Ar fi destul de lejer cu târnă copul ăsta. Uite, peștiuci. Avem și un drown pe acolo. Dar eu am altă treabă. Lasă drown-ul. Ar trebui să te sparg pe tine. Și dacă mai sparg încă un bloc Skystone. Da, 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 mulțumesc de Good Open Guide. Da, lasă-l acum. Guide-ul ăla. Dacă mai cobor un pic și pun un Skystone deasupra, pun o torță, suntem bine. Gata, hai spre centru. Unde sper eu că găsesc un cufăr, dar nu e un cufăr, ce aici? Ăsta îi Mysterious Cube. Ok, Mysterious Cube. Mamă, l-am spart pe săracu. Tehnologie din asta necunoscută. Good Open Guide. Ah, ok, și aici îți explică Block of Iron. Uliu, complicat, domnule, și ce-s astea? Îi Quartz Medium Certus Quartz. A, deci aici crește un quartz din ăla mai șmecher. Am înțeles, atunci plec. Plec, mult prea complicat pentru creierul meu mic. Facem aici stânga și mă duc așa încetuc către Stray Fortress-ul ăla. Dar trebuie să mă îndrept și către casă. Casa mea e la 1400 de metri în direcția aia. E, lasă că o să mă îndrept eu off-camera în cel mai rău caz. Momentan, da, de mai găsim ceva interesant. Hai spre stânga, încet, încet. Și... a, deci am... a, ok, deci de aici trebuie să iau un vest. Pentru că m-am dus un pic prea mult în nord din ce mi-arată harta. De aici direct către vest și da, de ajungem la fortress. Văd văcuțe în față, sau o văcuță cel puțin. Acolo pe hartă. Hai bre, o grămadă de pillager aici pe stânga. Atunci eu fac un pic dreapta. Cred că au ei o tabără sau ceva. Da, uite, au o tabără acolo. Nu mă ajutați cu nimic. M-am dus. Câteva emeralde, numai ca să mă bat cu voi. Irelevante în momentul de față, poate când o să am nevoie de ele. Și văcuța asta zice că îmi dă niște piele, nu? Da, una singură. S-o dus, două bucăți de piele. Mă ajută astea. Nu voi ține mâncarea, că oricum nu prea mai am spațiu. Probabil voi arunca din minereurile alea, că am numai una, două bucăți din fiecare. Și tinul teoretic îl găsesc destul de ușor, din ce mi-aduc eu aminte. Cred că numai stilul se face un pic mai greu. Dar vedem noi când mă uit peste ele. Momentan tot către vest până se mărește pe hartă. Cred că, nu știu, vreo maxim 1000 de blocuri, 1000 de metri. Sugarcane, o
bă, stai așa, că de asta s-ar putea să am nevoie la un moment dat. Și dacă tot l-am găsit pe aici, îl iau cu mine, că e prima dată când găsesc o bucată. Adică până acum, poate nu le-am văzut eu, să poate chestia asta, dar n-am tare găsit. Și ce zice nichelul ăsta? Nichelul cred că se găsește ușor. Zincul și tinus, o bucată, ăsta e advanced. Ce zice advanced? Să păstrează, dacă cine știe când ai nevoie. Astelalte, apply de energistic 2, când voi avea nevoie de ele, voi face rost de altele. Că mi-umplu inventarul degeaba momentan, sugar cane, piele și cam atât, plus un somn acolo, că e destul de târziu și nu vreau să mă bat în continuu cu creeperi sau alte chestii. Alți mobi aici, băi, stai un pic, așa, dăm patul înapoi și direct către vest. Dacă mă mențin în linie dreaptă, ar trebui să ajung, văd un illager acolo pe dreapta. Bă, băiatule, ai tu o tabără, o tabără și o căsuță, și aș vrea să o lutez, pentru că în căsuțele ăstora, dacă îi ceea ce știu eu, ar trebui să fie o grămadă de piele. Deci care e faza cu asta aici? Hai că dacă mă întâlnesc cu el, e pe sub pământ pe undeva? A, ăsta e locul lui teoretic. Iluzioner. Am crezut că e altul. Aoleo, dezastru cu ei. Ăsta e ăla real. Crezi tu că faci scheme? Nu mă crezi că nu tare faci. Dacă îl bat, sper să-mi dea ceva ca lumea. Eu credeam că e altul care are o cabană. Și mi-a dat Totem of Illusion. Equipping the Trinket Slots. Pot să-l pun acolo? Am totemul iluziilor. Nu știu ce face asta, dar să fie acolo. Deci măcar nu l-am bătut degeaba. Sau cred că până îmi spuneți voi în comentarii, sau până îl caut eu, să văd ce face, ar trebui să nu-l stric aiurea. Poate va fi mega folositor în cine știe ce situații. Puțin spre stânga, văd acolo o grămadă de văcuțe. Mă duc direct spre ele. Și vedem minus 3000 deja. În zona aia scade. Deci probabil pe la un minus 4000 găsesc și o fortress-ul ăla. Și să vezi, ditai fortress-ul. Bine că străia dau slowness, deci n-ar trebui să fie chiar atât de rău. Contează numai cât de multe spawnere vor fi pe acolo. Văd că prin biome-ul ăsta se găsesc iluzionerii destul de ușor. Mi-a dat ceva piele? O bucată numai? Numai o bucată, mă gândeam și eu la ceva mai mult. Hai. Da. E ceva în față, o căsuță. Mă duc direct la ea. Și iluzionerul ăla n-are sens să-mi bat capul. Hai da, în căsuță. Poate, poate e ceva ca lumea. Da. Mamă, cât de bine arată. Cât de bine arată căsuța asta. Numai că e făcută într-un loc mai nașpa. Locul e destul de aiure ales. Dar se generează random, nu prea ține de cine au făcut căsuțele astea. Ia uite ce avem aici. Tort, bookshelf-uri, o grămadă de locuri. Da, ce-i pe aici? Fire resistance de 8 minute. Magma cube fish. Dacă le iau pe astea, ah, ok, nu-mi dă nimic. Mă gândeam că ceva, ceva tot primesc. No. La advancement-uri nu n-o fost să fie. Aici e o cameră. Ai, hall-ul. Bă, deci asta e o tavernă în mijlocul pădurii. Ce tare. Jukebox. Da, aici nu mai stai, o să craftez unul. Că tot am un disc. Și aici e balconul care nu te duce nicăieri, din păcate. Și mai sus puțin, aici trebuie să fie lootul ca lumea. Nu-i ascuns pe undeva? Nu, nu a ascuns băieții nimic în zona aia. Aici ai o sabie. În butoiul ăsta eyeball fish, dried kelp. Ok, am avut eu pretenții un pic cam mari. Nu a fost să fie lootul pe aici, interesant. Sau poate e la parter. Dar măcar am făcut rost de poțiunea asta de fire resistance, ceea ce e bine. Ah, bere. Eu da nume, bun. Pe aici să coboară? Pe aici, da. Un picuț cam micuț spațiu. Asta e o altă intrare. Ia uite ce e aici afară. Dăm săgețile, emeraldele și ăsta nu se pune din nou. Aie. Prin interior, să mai găsește ceva pe la parter. Nu, ar fi fost și culmea să mai găsești. Ăla, ce e ăsta? Stai așa,
Tu ce ești? Hot Sun Liken. Aoleu, aoleu. M-am uitat la el și o să... Bă. M-am uitat la el și o scuipa foc pe mine. Stai un pic. Ok, Hot Sun Liken. Deci dacă stă în soare, cred că la un moment dat are destul de multă forță să te scuipe un pic. S-ar putea ca asta să fie schema cu el. Bine atunci, am plecat. Ăsta-i... Stai, estul. Încolo e vestul. Încolo către Fortress. Și să te rămân pe tine, păstră momentan jukebox-ul ăla, să fie acolo. Direct între pillageri ajung. Aveți o tabără, nu? Da, au o tabără. Ăla-i și cu topor, lasă-l. Pentru două emeralde, nu stau să mă bat cu ei, dar în fața mea un Dark Oak Forest. Aoleo, prin ăla va fi nașpa de mers. Mi se pare cel mai nașpa biome. Dar, da, asta este. Mergem și prin el, nu de alta. Dar e foarte întunecat. Și fiind foarte întunecat, vede o grămadă de mob de care n-ai vrea să dai. Așa, random, să-ți mai spunează un creeper, te mai bubuie sau mai dai de el aiurea. Și pe dreapta, totuși, e un meteorit. Da, lăsăm meteoriții de notat. Sau cel puțin dacă sparg în interiorul lor și nu-i cufăr, să nu-l iau. E cea mai bună idee. Și totuși, cât mă mai duc către vest? Că deja am mers 500 de metri și n-am ajuns nici măcar să se mărească punctul ăla. Pe dreapta, ceva să tuc. Dacă mergem până acolo, poate un cufăr șmecher. Și ce pe stânga? Ai alt biome cu copăcii mai mici. Măcar am scăpat rapid de Dark Oak Forest. Ia ziceți băieții, văd aici Dita mai sătucu. Până un alta, cufărul ăla. Sabie cu Girls of Vanishing, da. Nu, las, nu vreau. Vreau să tuc cu ăsta, că poate găsesc Waystone. Până acum, ori nu m-am uitat eu prea bine, ori nu au satele astea Waystone-uri, din două una. Cred că prima variantă. Ia uite, o fierărie aici. Dă-te, prietene, că aveți voi un cufăr în zona asta cu fier. Și cam atât, ajunge fierul ăsta. Da, ia uite, mai mult fier. Un tom, pocket piston. Să fie primit silver și electronic circuit. Pocket piston. Care e faza cu pistonul ăsta? Increased knockback dealt by the wearer. Ok, deci dacă îl port, dau mai mult knockback. Ia uite, Waystone-ul. A meu ești. Așa, deci am luat Waystone-ul. Cam plin inventarul, dar asta este acum. Și Enderman, dacă aș fi găsit pe drum, era perfect. Dar, văcuțele astea ce zic până una alta? Văd că nu zic nimic. Văcuțele. Hai bre, ziceți ceva, vă rog eu frumos. Multă piele dacă se poate. Prin căsuțe, nu voi sta să intru. Văd încă un sat, acolo pe stânga. Așa, piele. Mă duc și în satul ăla, clar, fără discuții. Dar până una alta, mai ies aici câteva. Nu o mor dintr-o lovitură? Interesant. Dar până una alta, aruncă totul acolo. Nu mai am spațiu de absolut nimic. Astea le pot... nu, advanced. Electronic și ăsta e advanced. Am înțeles, eu credeam că e unul și același. E acum. Mă duc către sătucul ăla. Poate mai fac rost de încă un Waystone sau două, ceea ce ar fi perfect. Și atunci măcar am unul tot timpul la mine și unul tot timpul acasă. Stai mă așa că astea-s... Case șmechere, din câte pot observa. Nu-s orice case. Asta e fierăria, cumva? Mamă, nu, ăsta e loc cu fier de ăla. Eu și eu cu fier, cu lichen din aia. Waystone, ia ziceți băieții. Un Waystone pe aici. Văd că aveți fântâni. N-am văzut până acum fântâni de 2x2. Aici, teoretic, dacă... Bă, pe bune, îmi dai foc. Ești nesimțit. Atâta foc în continuu. Așa, mergem. Dar nu văd Waystone-ul. Oare să nu fie? Prin sătucul ăsta? Mă, băieți. Nene Iron Golem, fii atent. Zici și mie, Waystone aveți pe aici? Din ăla de teleporter. Nu știu dacă au. Dar m-ar interesa să mă uit. Uite, prin partea asta, cupru. Îl iau cu mine. Și de ce iau cupru? Că folosind o pană și un băț, îmi pot crafta un brush. Să am tot timpul. Nu, niciun Waystone prin părțile astea. Dacă mă uit eu pe hartă.
aici spre stânga văd ceva mare. Și atunci, dacă acolo spre stânga, teoretic, e clădirea cea mai mare, poate în clădirea aia mai mare un pic se găsește și ceea ce caut eu, adică Waystone, sau pe lângă ea. Sau sunt două clădiri și pare să fie numai una mare. Cum îi? Ia zi, prietene. Nu-i nimeni aici? Opa! Villager hat. Decrease the trading prices of villagers equipped in the hat trinket slot. Nice. Păi atunci am o idee. Pun asta pe mine, pun asta pe mine. Și pe acolo cât de cât să le am. Pentru că dacă le folosesc nu ocupă atât de mult spațiu. Am câștigat două spații. Dar aici, ce se întâmplă? Două blocuri de aur, foarte bine. Oh, nu cred, Obsidian Skull. The wearer becomes temporary immune to fire damage. Ăla-i! Extraordinar, pune-l acolo. În sfârșit, imun la fire damage. Ăla-i. Ui ce trebuie, vă zic eu. Deci ăsta e printre cele mai bune, cel puțin pentru început. Un alt meteorit mai în față și mai am de mers. Sunt la minus 4.000 deja. Așa cred că îi dau eu off-camera o tură până acasă. O să dureze câteva zile, dar sincer să fiu, n-aș face un episod întreg în care mă întorc direct, în care mă întorc către casă. Aici ai lavă. Văd deja ăla din interior. Nu are niciun sens să-mi bat capul atunci. Că mă gândeam că poate găsesc un cufăr, ceva loot de la extraterestri, dar nu o fost să fie. Iteme din alte, de pe alte planete. Și mai în față. Cam asta e povestea videoclipului de astăzi, cred că. Mult în vest și da, de găsim ceea ce ne interesează, adică acel Stray Fortress. Sau mai multe Waystone-uri. Unul l-am găsit, privim partea bună. Privim partea proastă, sătul cu ăsta ori nu a avut, ori nu l-am găsit eu. Ceea ce totuși mă duce să zic faptul că mi se pare mult mai ok. Să nu fie în fiecare sat câte un Waystone. Pentru că în alte modpack-uri găsești foarte, foarte multe sate, da? Deci, nu știu, cât m-am plimbat eu astăzi, găsești vreo 5-6 sate într-o oră, așa, cam un sat la 10-15 minute. Și problema e că în fiecare sat găsești câte un Waystone. Și Waystone-urile alea deja nu mai au o valoare atât de importantă sau atât de mare. Pentru că fiecare sat pe care îl întâlnești, și le găsești cum le-am găsit eu acum, bam, m-am dus 300 de metri, am mai găsit un alt sat. Iar dacă fiecare are câte un Waystone, atunci își cam pierd valoarea. Pur și simplu poți liniștit să iei toate Waystone-urile, nu mai ai tu de craftat deloc. Și tot timpul stai cu vreo 10-20 de Waystone-uri după tine. Dar, ia uite că ăsta are, ceea ce mă bucură. Am două, exact cât îmi trebuie, unul acasă, unul în altă parte. Și îs mega șmechere căsuțele astea. Îmi plac super mult. Știu că am construit la un moment dat căsuțe de genul pe o serie de hardcore. Încă un meteorit. Deci foarte des să găsesc meteoriții ăștia. Și cred că la minus 5.000 mă opresc pentru că nu vreau să... Auliu! Auliu! Bă! Care ești, mă? Ești o fantomă. S-a văzut? Unde e? Ia uite, ia uite. Unde ești, mă? Băi, hai la bătaie. Ce se ascunde fantoma asta? Mi-a dat și slowness. Atunci am plecat. Am plecat, nu mai stau cu fantomele. Și să vezi că am luat o prostă să mă duc spre est, dar nu, spre vest. Că în stânga e vestul, estul e tot timpul în dreapta. Ăsta e vestul, nu da, ăsta e vestul în care merg de mult timp. Și nu s-a întâmplat absolut nimic. Nici măcar să crească. Deci atât de rar e un Stray Fortress din ăsta. Sper ca loot-ul măcar să fie pe măsura căutării. Pentru că dacă mă duc în partea aia și găsesc 10 bucăți de fier și 20 de aur, nu prea-i pont. Dar fiind un Stray Fortress, cred că este într-un biome de gheață. Și fiind un biome de gheață, pot înțelege de ce e destul de departe. Opa. Opa, opa. Deci de aici, cu bărcuța. Hai da, Geronimo, și am ajuns în apă. Credeam că jos nu-i apă. Ia uite, văd acolo ceva zăpadă. Și încet, încet în față. Dar
Cred că zăpada asta e mai mult să găsesc eu un Ancient City sub. Nu cred că e zăpadă ca lumea un biom, da, pare a fi un munte. Pare a fi un munte acolo. Și eu care am zis că astăzi să vezi ce mă bat, ce fac, aoleu, stai așa, că văd ceva ce-i ciudat. Multe văcuțe roșii, galbene pe dreapta, iar în fața mea albe. Am mai văzut văcuțe de alte culori, dar de ce albe? Și un sătuc? A, nu, un watchtower. Mublum! Pă, nu cred, mublum de toate culorile în partea asta. Ce drăguț! Mublumul cred că a fost la vot când era și squid-ul ăla, cum se numește, glowing squid, da, când era glow squid-ul. Și aparent a ieșit glow squid-ul în defavoarea lui, iar în acest watchtower se găsește un spyglass și rachete. Bine, pot da eu zoom, dar e șmecher să l-am și pe ăsta, numai că momentan ocupă tare mult spațiu, așa că îl voi lua din alt watchtower, cam unul fix lângă bază. Oliu, ninicule, avem ceva de mers și... Da, nu cred că am eu mari șanse, am ajuns deja la 5.000. Sau, ce e acolo sus? E o căsuță? Probabil să mă bag în casa aia. Da, uite, o căsuță acolo. Și înăuntru ei... A, de fapt nu, e o casă normală, din câte îmi dau seama. Dar sunt pillageri. E o fortăreață de pillageri care... Ține blocați înăuntru villager? Cumva? Cumva asta-i? Numai să nu cad prin zăpadă. Asta ar fi un lucru important. Ia uite, că ăsta... A, snowblock-uri. Bine atunci. Dacă voi ziceți că snowblock-uri, snowblock-uri să fie. Și aici. Aici. Păi casă? Sau îi... Nu. Deci e numai un... Ok. Nu înțeleg care e faza cu asta. Deci e ceva loc pentru... Să vezi fumul. Interesant. Și acolo jos e o tabără. O tabără cu pillageri. Aș putea să-l omor pe ăla aici de la distanță. A, că am săgețile cu slowness. Gata, l-am aruncat acolo. A murit, bun. Ăla iară în zăpadă. Și teoretic ar trebui să schimb un pic săgețile ca să trag cu cele normale. Unde sunt? Au căzut băieții în zăpadă. Nu o să vă dau drumul, voi lua numai tot ce e aici. Și am plecat. Nu de alta, dar dacă vă dau drumul, va fi destul de nașpa pentru voi. Ăla acolo. Ok, am să plec și eu, sincer. Nu vreau să stau pe aici. Prin zăpadă, prin alea. Și am ajuns la minus 4800. Din păcate, ceva acolo. Ok, hai să luăm spre nord. Și după direct către casă, pentru că la 5000 de blocuri distanță deja e mult prea departe fortress-ul ăla. 3700 de casă. Mult prea mult să merg și nici măcar punctul ăla nu s-a mărit. Asta înseamnă că poate mai am vreo 1000 de blocuri bune. Ceea ce ar dura destul de mult și loot-ul nu cred că merită. Pentru că, păi, un stray fortress totuși. Adică, cât de șmecher ar putea fi loot-ul din partea aia. Dar, am găsit ăsta. Sper numai că nu mă duc în... Până acum nu mă duc în zăpadă. Deci văd snow, ar trebui să-mi apară, nu că e powder snow. Acolo în stânga sus, nu mă trolează jocul. Și am intrat până care parte? Pe aici, da? Direct sus, îi pun niște torțe la spawnerul ăla de mana lich și îl păstrez. Îl păstrez că poate va fi folositor la ceva. Auleu, auleu, mamă, ce sunt ăștia? N-am crezut că silverfish scria lich. Da, ok, o să păstrez atunci zona asta. Și m-a lovit obstructed. Înțeles? Lapis să fie atunci. Am în partea asta, da, am ceva lapis. Mi-a dat un ancient scroll, capacity. Azi două, și ce fac cu ele? Aoleu, stai că vin ăștia. Stai că încă spawnează din câte văd. Nu știu ce fac cu ele, dar voi afla la un moment dat. Acum înapoi către casă, dar într-un mod mai diferit un pic. Nu voi merge drept către casă, o voi lua așa un pic roată.
pentru că poate mai găsim ceva interesant pe parcurs. Uite, ceva bambus, mublumurile astea, sunt drăguțe. Și, nu știu, în Minecraft-ul modat, cel puțin în mod pe curile de aventură, îmi place să mă plimb foarte mult. Ia uite, un grifon! Băi, ce șmecher-i grifonul ăla! Era tare dacă mă puteam uita la el și să aflu direct chestii despre el. Dar, revenind la ceea ce voiam să spun, în mod pe curile de aventură, mai ales așa cu shader, îmi place pur și simplu să mă plimb. E atât de liniștitor, atât de plăcut. Mă plimb, la un moment dat mă mai și bat când găsesc o structură, dar explorez. Că până la urmă, asta e toată frumusețea în Minecraft-ul modat, să explorezi zecile sau chiar sutele de biomuri diferite. Pentru că, ia uite, sunt într-un plains și imediat ajung într-un Carnelian Treeway. Random, nu știu care e faza cu numele ăsta, dar e un treeway, e drăguț, arată super bine. Ia uite, totul colorat, totul frumos, aș vrea biomuri din astea în Minecraft. Iar mai în față găsim un cufăr, mai multe cufere. Ok, cartofi, da, am mai găsit din astea. Sunt interesante supply-urile astea, dar fi tare câte o poveste pentru fiecare spațiu. Eu, de exemplu, acum când stau și mă gândesc, nu dau seama cine ar fi lăsat supply-uri așa aleatoriu. Să-i fi prins bandiții pe niște villager care se plimbau și atunci, na, le-o lăsat ce era neimportant și le-o furat toate lucrurile mai scumpe. Probabil, cine știe. Dar momentan, ia uite, un cort acolo. Ori-s villager, ori-s pillager în cortul ăla. Un meteorit mai pe dreapta. Probabil când o să mă apuc de partea de tech, îmi va prinde bine faptul că am explorat. Și aici pe stânga e un villager. Ce vinzi, prietene? Ia zi, vinzi ceva ca lumea sau nu? Că dacă nu vinzi ceva ca lumea, probabil oricum o să înnoptez în cortul tău. Mamă, câți creeper-i sunt acolo în spate? Bă, băiatule, câți creeper poți să se spawneze într-un loc? Dar, revenind, salut, salut, ce ai aici? Ai un... Bă, ce e ăsta? Că nu-i gres ăsta. Archaeology table. Oh, nice! Vreau să știi că eu ți-l iau ăsta. De ce nu mi-l văd? Bă, Archaeology table. Artifact shards. Ok, asta da. Și dacă sparg ăsta... deci nu era nimic în el. Bine, ți-l pun înapoi. Și voi dormi în patul tău ca dis de dimineață să merg liniștit spre casă.